Parohul este preotul canonic hirotonit care conduce o parohie, ce se mai numea și protoiereu. Preotul principal și responsabil al unei parohii este numit de arhiereul eparhiot. El este întâi stătătorul parohiei și al comunității bisericești. Potrivit învățăturii bisericești, el este părintele duhovnic și învățătorul turmei, precum și săvârșitorul rânduielilor liturgice stabilite de biserică. Doi oameni s-au dus la templu să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt era colector de taxe. Fariseul stătea în picioare și se ruga în sine însuși astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni, tâlhari, nedrepți, adulteri și nici chiar ca acest colector de taxe. Eu postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ceea ce câștig. Colectorul de taxe stătea însă la distanță și nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea pe piept zicând: Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul! Eu vă spun că mai degrabă acesta s-a dus acasă socotit drept decât celălalt, căci oricine se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat.